Hagi Tudose, de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Dincolo de crucea de piatră, de-a stânga șoselei Vitanului, se ridică Biserica Sfânta Troiță. Mândrețe de biserică, ce zugrăveli pe dinăuntru și pe din afară, cum rar se mai pomenesc numai la bisericile din vechime. Dar te asculți la troițeni, mai cu seamă la cei bătrâni, te apucă amețelile, când începe ei să-și ridice biserica în slava cerului. Mă rog, nu au atâtea degete la amândouă mâinile câte minuni se află în Sfântul Lăcoaș. Și când se încurcă, se fac foc bătrânii troițeni. Baj mușcă degetele la numărătoare, căci iată, cum au apucat ei să numere minunile, ridică amândouă mâinile în dreptul ochilor, ți le vâră sub nas cu degetele răsfirate, apoi la fiecare laudă zice una la mână și moaie câte un deget în gură. La înfierbânțeală uită că degetele sunt ale lor și le mușcă și vorba se preface în supărare, supărarea în ceartă și cearta în gâlceavă. Cum să cază ei la învoială? Fiecare vrea să laude și să numere numai cum vrea el, iar nu cum laudă și numără ceilalți. De cumva nu ești de partea locului, 3-4 bătrâni care de obicei ascultă, cu gurile căscate și cu șepcile pe ceafă, la cântecele copiilor din școala vestitului dascăl, Nicuță, cum te orzări, te simt ca niște copoi că ești străin, că n-ai mai văzut biserica lor. Își freacă mâinile, tușesc, își dreg glasul, apoi, rar, rar, ca niște pași lungi și semeți, îți ies înainte. Își caută prilej de vorbă toți cu aceleași cuvinte, cu aceeași tărăgănire, în glas și cu capul dat pe spate. Ei, flăcăule, de pe unde? Ce vânturi pe la noi ai? Și de ce? Ce zici de biserica noastră? Nu, mă rog, ce crezi dumneata că n-o să stăiem capul? De te împinge păcatul să spui ceva de sfinții uscați și drepți, unii cu sulițe, alții cu paloșe, unii călări, alții pe jos și cu mâinile așa de încrucișate pe piept, că palmele le ies afară din trup. Pe loc bătrânii își ridică pulpanele ciubelelor în cingătoarea de plisă roșie și-ți suflă cuvântul din vârful limbii. Ei, puișorule, mai sunt zugravi, grozavi de tot, am văzut și noi. Am prea văzut cum o dau în pângărește și stoarnă la sfinți cu ochi de om, cu mâini și picioare ca și ale noastre. Da, de vezi dumneata, sfinții ăștia, așa cum am apucat noi, de când am deschis ochii, sunt adevărați sfinți. Voi tinerii de astăzi, la legi umblați cu șoalda, la scris cu șoalda și la sfinți tot cu șoalda. Așa m-au judecat și pe mine. Și noi mai uita mai ales ochii mici și vărgați ai ctitorului, care-mi tălmăcea zugrăvelile, înfigând degetul arătător asupra sfinților și oftând parcă ar fi voit să plângă vremile apuse și de credințele de odinioară. Erau 3, cu giubelele lungi, cu șepci, cu cozoroace de lac, crăpate și șterse de lustru. Jupân, hangiul, purta pe umeri o scurteică de elastic galbenă, spălăcită, pătată de un de lămn și picată de ceară. Titorul vorbea mereu, iar ceilalți 3 îmi râdeau în obraz, ca și cum mi-ar fi spus: dă-te prins, dă-te bătut, nu te pune cu titorul nostru, că a văzut multe și a pățit și mai multe. Uite, îmi zicea titorul mâniat, ce poftești? Nu-ți place Sfântul Gheorghe? Ce vitejește stă pe cal și cum omoară balaurul spurcat, parcă ar ucide un vierme, nici nu se sinchisește. Ia ca și mucenicul Mina cum își bate joc de necuratul. Dar capul arhierului Nicolae, ce mândrețe, ce curățel și frumos bătrân! Ei, nenișorule, o să trăiți și cu de-al de-astea n-o să vă mai întâlniți în ziua de astăzi. Vardie națională, cu cozi de cocoș muiate în băcan și barabance, și triu, liu, liu, triu, triu, la dreapta, la stânga, drepți, iar sfintele lăcașuri, rușine. Titorul abia răsufla, roșu ca bara focului. Mă hotărâsem să tac. În ușa amvonului, draci cu ghiare de 3 ori mai lungi ca degetele, oameni cu părul vâlvoi,
îngeri slabi și lungi și mai presus de toți, bunul Dumnezeu pe nori, cenușii, rotocolit ca un curcubeu. Ctitorul nu se mai putu stăpâni, ridică mâinile, mânecile îi se adunară în umeri și începu ascuțindu-și glasul. Nu vezi cum se agață demonii de talerul dreptilor, dar ei tot mai sus, tot mai sus la cântar, căci o faptă bună ridică de la pământ doi draci și mai bine. Nu vezi că ăștia își apasă degetul pe un șir de oameni dezbrăcați și albi ca varul, care o porniseră spre rai? Au fost buni, milostivi și n-au râvnit la ale altuia, și n-au zăvisit, și n-au furat, și n-au luat numele Domnului în deșert, și n-au avut 9 băieri la pungă, ca în ziua de azi. Hangiul plecă capul în jos, strângându-și poalele scurteicii. Doi din bătrâni iar zâmbiră și iar înțelese cu zâmbetul lor și ret. Bine mai vorbește ctitorul, dă-te prins, dă-te bătut, nu te pune cu ctitorul, că te face puzderie. Iaca, urmă ctitorul, iaca și bogații nemilostivi cum se duc în focul ghienii, cu saci în spinare, deșelați de aur și de argint. Hagiul tuși, trase cozorocul șepcii pe ochi și întoarse spatele judecății de-apoi. Strângeți-vă vouă comori în ceruri, strigă ctitorul, amenințând cu pumnul pe bogații nemilostivi, care se duceau liniștiți în iad. Strângeți-vă vouă comori în ceruri, căci mai lesne va trece funia corăbiei prin urechile acului decât bogatul în împărăția cerurilor. Ctitorul rămase cu pumnul încleștat asupra zidului, ceilalți doi își descoperiră capul, își făcură cruce, îngânând, Doamne, Doamne mare și milostiv ești, Doamne! Jupân Hagiul o șterse binișor, binișor și se făcu nevăzut. Fugi, Hagiu, fugi! Nu-i vine la socoteală, începu iar ctitorul. Nu dă un șfanț la cutia bisericii și acasă n-o moldă galben bătuți și ferecați. Îngroapă mereu cazanele și n-are decât o nepoată pripășită pe lângă dânsul de când a plecat la Hagealâc ca să-i păzească coștoroaba și nu mărită fată mare, nu slește un puț, nu dăruiește un crâmpei de salbă iconostasului unde se miruiește, ca Iafa de el. Și vorba se încinse ca focul, dar l-ați văzut cum mișună prin cârcium și băcănii, zise ctitorul, intră într-una, ia binișor o măslină, o aduce la gură și o strecoară printre gingii. Fol, 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 o mestecă. E, cum dai măslinele, dragă cutare? Atât. Scump, scump de tot, la așa vremuri, vremuri grele. Și pleacă. Intră peste drum, șterpelește icrele de pe cosac. Rupe o bucățică, îi face vânt, pleasc, pleasc. Cum petreceți icrele? Atât. Scump, scump. Vremuri grele. Și pleacă. Se duce la pastramagiul din colț, ia să vede în vericule, cum ți-e marfa, că nu mai dau pe la acutare. Ia o feliuță, îi face de petrecanie, cum o dați? Pe parale și atât. Aș, va scumpi de tot. S-au dus vremurile alea. Vremuri grele. Și pleacă. Îi este sete, intră într-o bragargerie. Ei, să gust! Ce baș buzuc aveți? Suge un fund de tinichea, chiorț, 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 zeamă de aguridă, cin s-o bea, cin s-o plătească, și pleacă, așa mănâncă și se răcorește, și pe el îl dau bani afară din casă. Și bătrânii, hi-hi-hi, ho-ho-ho, hi-hi-hi, râd cu lacrimi, năpustindu-se în vorbă, care mai de care mai șiret la cuvânt și mai subțire la coada ochilor, răsucindu-și stropii de mustăți, întorși ca niște colți albi împotriva nasului. Ca râmbii cizmelor, de când era flăcău, îi se scâlcie tocurile, le bate singur câteva flecuri. Pe mine, de câte ori mă vede, dă-mi o pustie de țigare, că-mi uitai păpușa acasă. Aș, ce-a uitat acasă? Bea pe liniță, o adună vara, o usucă, o freacă mâini și o așează în lacră. Bea toată iarna și tușește să-și dea sufletul. Dar v-ați uitat pe sub scurteica Hagiului?
zise ctitorul râzând și ciupindu-și mustățile. Nu? Bine, să vă spui eu. Într-o zi, după slujbă, stăm de vorbă, mai mulți și câteva cucoane. Hagiul se uitase într-un jeț, pândea o prescură. Paracliserul, un drac și jumătate, îi arătă jos înaintea noastră, o firfirică de 14. Și zise, jupân, Hagiule, mi se pare că dumitale ți-a căzut la miruială. Hagiul sări în capul oaselor, se apropie de firfirică, o țintui cu ochii, că să-i fi dat cu piciorul, n-ar fi mutat-o din loc. Întinse mâna. Când se aplecă pe jumătate, pe noi, din spatele lui, bărbați și cucoane, ne pufni un râs strașnic și râzi, și râzi. Hagiul își uitase acasă turul pantalonilor. De râsul nostru, neîndrăznind să se aplece până la firfirică, se uită lung la dânsa și cu lacrimile în ochi ieși din biserică mormăind. A mea era, era a mea. Paracliserul știa de la nepoata Hagiului că Hagiul de 10 ani taie din turul pantalonilor ca să-i cârpească pe unde se cosesc. Scurtei ca fusese încă atât de lungă, dar o scurtase mereu din poale ca să încăputeze mânecile. Fum pe coșul Hagiului nu s-a pomenit. Ridice viscolul nămeții până la streșini. Apele se înghețe tun, treaba lor. Hagiul nu vrea să știe de crapă pietrele în gerul Bobotezei, nici dacă în iulie turbează câinii de căldură. Iarna tremură, vara gâfâie. Toată viața lui, de câte ori nepoată sa, trăind aciolată pe lângă dânsului pomenea la Crăciun, să taie și el un porc, ca tot creștinul, bătrânul răspundea. Îmi face rău, nepoată, s-aud guițând. Îmi face rău, că așa sunt eu, milos. Cumpără-l, nene, tăiat gata. Dacă așa îl aducea din cuvânt Leana, înghițind în sec cu gândul la șorici, bătrânul răspundea liniștit. Un porc? Carne multă? Se strică. Două guri suntem. Venea Paștele. Nene, să înroșim și noi ouă. Ce prostie! Ouă roșii! Nu e mai bine să le mănânci proaspete? Ouă roșii, ouă stătute. Să roșim puțintele. De roșim puțintele, ardem focul degeaba. Cumpărăm deasurda băcanul. Cheltuială zădarnică. Vremuri grele. Dar o ciozvârtă de miel? Miel? Ce fel de miel? Cum miel? Miroase a oaie. Paștele e prea în vară. Ce pustia de vară, nene Tudose. Nu vezi că plouă și fulguiește? Ei, fulguiește, fulguiește. Tu nu vezi că nu ține? Unde ține? Cum cade, se topește. Eu mor de căldură. Uf, uf. Și eu mor de frig. Mor de frig. Crăpi. Așa te-am pomenit, lacomă nemulțumitoare. Leana tace și înghite în sec, e săracă, n-are pe nimeni. Tace, că bătrânul de semânie strigă, trântește ușile, apoi se aruncă în pat și se vaetă până la miezul nopții, uitând să-i dea și de pâine. De mic copil, Hagiul fusese copil cu minte și așezat. Nu i s-auzea gurița, nici pașii, nu rupea pantofii, pe ce punea mâna... Punea bine. Ajuns calfă la găitănărie, vorbea frumos și cu patimă în mijlocul tovarășilor săi. De când eram de-o șchioapă, pricepusem lumea, le zicea el. Înțelesesem bine de tot că o cârpă din gunoi este o muncă de om pe care te faci stăpân dacă o pui deoparte. Și dacă mama îmi dădea un ban de 3 ca să-mi iau un simit, eu mă uitam în ghiozdan. De aveam felia de pâine, sănătate bună, aveam ce mânca. Nu te saturi cu pâine? Ce-ți trebuie simit? Și puneam banul bine, și un ban peste altul fac 2, peste 2 dacă pui altul fac 3. Râdeți, voi râdeți, dar vânturați banii în mâini și veți simți ce răcoare ține când vă e cald și ce cald când vă este frig. E destul să te gândești ce poți face cu banii, ca să și guști bucuria lucrului pe care nu l-ai cumpărat. Ai simțit bucuria? De ce să-l mai cumperi? Râdeți, voi râdeți! Ce lucru poate fi mai luminat ca un jeratec de galben întinși pe o masă? Voi râdeți, râdeți cu hohote, niște risipitori. În viața voastră n-o să gustați adevărata bucurie. Într-o zi,
o calfă, văzându-l cum tremură și cum i s-aprind ochii când vorbește de bani, i-a zis în glumă: strângi tu, băiete, strângi, și într-o zi, pe aici li drumul și ai de unde nus. Tudose, la o așa nelegiuire, s-a ridicat în vârful picioarelor, a încleștat pumnii, i-a dus la gură și a strigat închizând ochii: numai de veți vârâ tot pământul în buzunar, numai atunci veți fura și banii mei. Așa să știți, așa, că n-am bani, n-am chioară lăscaie, pașa vremuri nu poți să ai. În sfârșit, Tudose muncea, strângea, nu bea, nu ochea prin mahala, mânca pâine cu bragă. După 10 ani, a ajuns la parte, după alți 5, tovarăși pe din două cu stăpânul său. În primii ani de tovărășie slăbise, îngălbenise, îmbătrânise la 30 de ani. De frică și de griji, bolea pe picioare. Fostul său stăpân îl luă la masă la el ca să-l mai îndrepte. Și ce frumos mânca, oșcior peste oșcior și nimic pe oșcior. Se mai întremase. Erau cu toții pe iarbă verde, sărbătorind și udând cu pelin ziua de 1 mai. Jupânul i-a dus vorba: Tudose, nu vrei tu să-ți găsesc o fată bună de treabă cu ceva zestre? Ei, și știi, un copil, doi, ai pentru ce trăi. Nu se poate, jupâne, nu se poate. Femeia, copiii, cer de mâncare, veșminte, învățătură și n-am de unde. Ce brumă am, sunt în negoț și banul din negoț este al oricui ar vrea să te înșele. Tudose, băiete, nu vorbi cu păcat, să nu vorbești într-un ceas rău. Ceas rău? Își strânse fermeneaua la piept, apoi mormăi pe gânduri: nu se poate, jupâne. Copiii cer pâine, îmbrăcăminte, învățătură și femeia rochii, plimbare, scurteică de Tibet, fuste în gherghef. Nu se poate, jupâne, să mă crezi că nu. Oh, ce fericire pe Hagiu când rămase singur stăpân în prăvălie. În prima zi l-apucă căldurile. Obrajii îi ardeau, capul îi se încinsese, ochii îi lusturau. La ceas, ieșea din prăvălie ca să o privească pe din afară. Îi da târcoale, îi cerceta încăperile și zidurile cu deamănuntul. Se ridica în vârful picioarelor ca să-și arunce privirile până peste acoperișul ei. Prăvălia era copilașul rumen și frumos, el, părintele fericit care are pe cine mângâia. Prăvălia, femeia fermecătoare, el, nebunul care-i da în genunchi, cu ochii închiși și cu inima speriată. I s-a izbândit visul, singurul vis pe lume, a rămas singur. Ale lui sunt sculurile, jurubițele și ghemurile de găitane, ale lui războaiele, rodanele și maldărele de lână. Numai el singur deschide tejgheaua, numai el singur tocmește, face prețul și primește. Numai în mâna lui banii frumoși și rotunzi. În prima seară, zăvorând ușile și obloanele, ochii îi jucară în toate părțile, mustrând pe ucenici de fitece mișcare. Încet, încet, încetinel, că ușile nu sunt de fier. Ia seama, trândavule, să nu spargi geamurile, că nu sunt de fier. Nu trânti obloanele, ponivosule, că nu sunt de fier. Încet, încet cu lacătele, mototolule, că nu sunt, și dacă sunt, au broască, au meșteșug, costă parale. De 10 ori se întoarse din drum ca să mai privească odată, încă o dată, prăvălia. La urmă o privi lung, îi surâse, îi se umplu ochii de lacrimi și plecă mormăind. Mititica, tristă și ea, cu obloanele în jos, ușa închisă, ca un om care a închis ochii. Se crapă de ziua, face ochii mari cât geamurile ei și parcă vorbește, momind petrecător să intre, să-i dea o bună ziua și să-i târguiască câte ceva. Lingușitoarea. Cu capul în jos, ciulind mustățile, ștergându-și sudoarea de pe frunte, iuțind și muind pașii, mestecând și tușind, se duce acasă. Vorbește, se vede în luptă cu ceilalți, cu ucenicii, cu calfele, cu meșterii mărunți și cu toptangii.
la unii surâde, unora le strânge mâna, cu alții se ceartă, la urmă se împacă cu toți, îi atrage, îi momește, îi înșală. Obosit, ajunge acasă. La răspântia, din care se desface drumul înspre calea Vergului, se pitulește căsuța Hagiului, în mijlocul unui grădin stufoase. Deschide ușa tinzii, o încuie gramnic, intră într-o odaie mică și întunecoasă, aprinde o lumânare de seu, se așează pe pat, își ia capul în mâini și își rează măcoatele de genunchi. Păreții sunt cojiți și galbini, grinzile tavanului negre și prăfuite, icoanele cu sfinți șterși, patul de scânduri acoperit cu o pătură lățoasă, vărgată cu alb și vișiniu, două perne de paie la perete și una de lână îmbrăcată într-o față soioasă. Pe jos, pardoseală de cărămizi reci. Odaie tristă, întunecoasă, un mormânt pe ai cărui ochi de geam, ca un sfert de hârtie, ți-ar fi frică să privești, de frică să nu vezi morții odihnindu-se cu fețele în sus. Hagiul tresări și suflă în lumânare. Costă parale! Mă gândesc eu și pe întuneric. Oh, Doamne, Doamne, ce bun ești! Ce înțelept ești! De n-ar fi soare, câte lumânări mi-ar trebui să ar ziua în prăvălie! Ce cheltuială! Abia se lungi în pat și gândurile începură întâi blânde, prietenoase, și apoi îndoielnice, posomorâte. Bine că a rămas singur stăpân în prăvălie. Jupânul era bun, era cinstit, dar de două chei la o teșghea, două mâini în parale, 20 de degete în firfirici, 4 buzunare și 2 socoteli. Cine știe? Din greșeală banii sunt mici, ușor îți scapă printre degete, ba în buzunar, în pungă, în căptușala hainei. Stăpânsul era bun, era cinstit, dar ierta de multe ori pe calfe, pe simbriași, pe ucenici când rupeau și spărgeau prin prăvălie. Venea un cerșător, 20, să le dăm că avem copii. Dar el n-avea copii. Dar jumătate din acei bani aruncați erau munca lui, erau banii lui, erau mângâierea și fericirea lui. Unde pui hainele pe care îi le cumpăra cu Dasila, lumânările de Paște, discurile, miruiala, căci îi ducea de guler la biserică, dar cutia bisericii, de care îi era spaimă, socoteală limpede. Masa, creditul și numele stăpânului său produceau mai puțin ca mila stăpânului. Hainele pentru masa stăpânului, evlavia stăpânului și nepriceperea stăpânului la vânzarea găitanului. Hagiul se rostogolește în pat, prea e fericit. Nu poate dormi, râde și oftează, e deștept și visează. Ce vis! De nu s-ar sfârși! Dacă aici, în zăduf și întuneric, ar sta în picioare și banii ar crește ca o revărsare de apă, de la tălpi în sus până peste creștetul capului, oh, ce fericit ar fi Hagiul! Înainte să-și dea sufletul, ar vedea fața și veșnicia lui Dumnezeu. Moartea să aibă coasă de aur, el și-ar înfige amândouă mâinile în tăișul ei. Picături de ploaie bat în geamurile Hagiului. Hagiul tresare. Nimeni. Se șterge pe frunte de nădușală. Răsuflă greu ca pe un suiș de deal copovoară în spinare. Îi bate inima. Visul unei morți fericite i s-a prefăcut într-o viață de spaimă. Picături grele izbesc în geamuri. Gândul că ar putea să-l jefuiască cineva îl face să sară din pat. Aprinde lumânarea. E galben ca ceara. Părul nepieptănat și lung i-a târnă în vițioane pe ceafă și pe frunte. Se uită la icoane, se închină și aduce aminte de Dumnezeu. Firește că se gândește la el. Se gândește că suferă pe pământ din cauza leneșilor și a tâlharilor. Lui nu i-ar fura o bășică cu 10.000 de galbeni îngropați sub cărămizile de supat, ci l-ar fura de 10.000 de ori. I-ar fura sufletul turnat în fitece galbeni. El niciodată n-a priceput ce este 10, 100, 1000. Astea sunt vorbe, sunt numere pe răboși ori pe hârtie. În 10 galbeni este inima lui de 10 ori. Într-o 100, inima lui de 100 de ori. Într-o 1000, inima lui de 1000 de ori. În 10.000, el nu vede un purcoi de galbeni, ci 10.000 de copii ai lui,
fiecare cu chipul și cu viața lui. Iaca de ce se gândește la Dumnezeu. S-a prind candela, deși milostivul ar trebui să vază și pe întuneric, zise hagiul și se ridică, tremurând în dreptul icoanelor. Scoase binișor paharul din candelă, îl puse pe pat, stoarse și îndreptă firul de iască, turnă în păhărelul murdar un de lemn dintr-un urcior, măsură cu ochii roata unde lemnului. Undești de unde lemn? Undești? E prea mult, risipă. Se revarsă de ziua. Cum o să mai vază a tot știutorul o limbuță gălbuie când soarele o potopi lumea în lumina lui? Puse paharul pe un taler de pământ și turnă apă. Unde lemnul se scurse în taler, rămâind în pahar un rotocol de o muche de cuțit. Se vârâ în pătură, candela sfârâi și trosni. Angiul amețit mormăi în mustăți. De ce-o fi trosnind? Semn rău? Am turnat destul unde lemn. De ce-o fi trosnind? De nu mi-ar arde prăvălia. Așa petrecu viața hagiul până la bătrânețe, un șir necurmat de chinuri fericite, nebăgând nimic în el, nepunând nimic pe el, fără foc, fără fiertură, neiubind pe nimeni, tresărind când umbra îi se încurcă în picioare, închizându-se ziua cu zăvorul în casă, robotind nopțile în odaie cu o lămânare de seu în mână, ca o stafie uscată. La bătrânețe, găitănăria nu mai mergea. Desfăcu prăvălia, vându tot. M-am ales și eu cu o pâine, după o muncă câinească de la 8 și până la 60 de ani. Dar în acest bătrân, pentru care prietenii, copiii și nevasta erau banii agonisiți și ascunși, un singur gând mai presus de orice îi turbura fericirea. Dumnezeu vede toate, plătește toate. Vede toate, cum vede? N-am furat pe nimeni, n-am luat banul nimănui. Vede toate, plătește toate. Icoanele și vorbele din biserică îi se deșteptau în minte. Ce strică bogatul nemilostiv dacă nu fură și nu bate pe nimeni? Dacă bogații ar da în fiecare zi la săraci, săracii s-ar îmbogăți și bogații ar sărăci. În ce ar fi Dumnezeu mai câștigat? Trupul lui n-a voit femeie, buzele lui n-au avut copil de sărutat, pântecele lui n-au poftit la mâncări grase. Și o veșnicie toată să nu vază fața luminoasă a idolului său? Într-o zi, bătrânul, nemai putând răbda aceste gânduri, s-a hotărât. Da, am să mă iau bine cu Dumnezeu, să văd locurile sfinte. Ce jertfă ar putea întrece jertfa mea? Locurile sfinte? Lemn sfânt? Cei care nu se duc? Se poate vinde lemnul sfânt. Pe acolo toate pădurile trebuie să fie sfânte. Și bătrânul s-a dus la Hagealâc și s-a întors aghios, hagiu, sfânt, dar mai soios de cum plecase. Și tuturor, de câte ori îl întrebau cum e pe acolo, strecura vorba de minunile lemnului sfânt. Văzuse el cu ochii lui leproși vindecați cu lemn sfânt. Le atingea rănile cu o bucățică mică, mititică de lemn și rănile se închideau și pielea se netezea pe unde fusese carne vie. Un pusnic a trăit 10 ani fără să bage nimic în gura lui, mirosind lemn sfânt. Unui nebun i-a venit mințile la loc când l-a atins cu lemn sfânt pe frunte. Povestind așa minunile și închinându-se, hagiul a vândut lemn sfânt bătrânilor, babelor și văduvelor. De multe ori, hagiul vesel că s-a pus bine cu Dumnezeu și fericit că și-a întors paralele cheltuite cu Hagealâcul, ba, a mai și câștigat, bombănea uitându-se în toate părțile. Ce negoț, ce dar averi, ce bănet s-ar face! Lemnul sfânt merge găitan. Acum 40 de ani, o prăvălie cu lemn sfânt ar fi fost un potop de aur. Astăzi, lumea începe să fie rea. Credință puțină, Doamne, Doamne! Și hagiul își făcu cruce că lumea se ducea la pieire. Pustiile de bătrâneți sunt grele, tusea îl apucă mai des și îl ține mai mult. Sângele nu mai rabdă gerul, aducerea aminte se împuținează. Deseori se ceartă el cu el. Ba sunt 8.000, ba sunt 10.
Ce fel 10? Atunci, dincolo sunt 8. Aș, nu se poate, aseară i-am numărat. Și auzul îl cam lasă. De vorbește mai tare, se aude, se sperie și se uită în toate părțile. Na, hagiule, capsec, strigi cât te ia gura, parcă cine știe ce-ai fi având. Iaca, n-ai, e sărac lipit. Iar în mintea lui, am ceva, dar e mai bine să zic că n-am chioară pară. Până la 80 de ani nu i s-a întâmplat nimic serios hagiului, nu l-a durut un dinte măcar, i-au căzut toți de bătrânețe, pierzându-i pe unii în coaje, iar pe alții în miez de pâine. Tocmai ăst an se puse o iarnă grea. Trosneau pomii în grădină. Pe geamurile hagiului înflorise gheața cu frunze mari și groase. Degeaba încerca nepoată sa să facă ochiuri în geam. Rotunja biata fată gura, sufla din toată inima, se croia cât un rotocol, dar se prindea la loc. Suflă mai cu inimă, Leanu, strigă hagiul cocoloșit într-un colț al patului. Suflu, nene, hagiule, suflu, dar mă taie frigul și mi-a înghețat răsuflarea, răspunse nepoată sa tremurind cu o cergă în spinare. Ar trebui să-mi dai de lemne, că înlemnim până mâine. Cum? Lemne acum, pe frigul ăsta? Pașa frig, o cioaclă de lemne costă un galben. Leana plecă bombonind în odaia de alături. Hagiul rămase singur, trist, întuneric și frig. Vântul se repede pe coși, rece ca gheața, și nu găsește în vatră nici cărbuni, nici cenușe. Hagiul tremură și morfolește o bucățică de pâine. Fiori reci trec prin șira spinării. Nu-și mai simte picioarele din tălpi până la genunchi. Zăpada se ridică până la geamuri. În toată mahalaua nu s-aude nici om, nici câine. Hagiul adoarme, mâhnit că dacă iarna va ține tot așa, n-o mai duce fără lemne. Și ce scumpe trebuie să fie lemnele! Așa e, o să iasă din iarnă sărac lipit. A adormit. Se mișcă, se învârtește. Toată noaptea visează că se prigorește la un foc mare. A doua zi, nepoată s-a găsit pe jumătate înghețat. Abia putu să zică, Leano, foc că mor, și îi întinse un bănuț de aur închizând ochii. Îi fu rușine ca să nu-l vază acel ochi de aur, cu câtă ușurință îl aruncă în mâinile nemiloase ale lumii. Oftă dureros. Focul pâlpâie în vatră. Mormanul de jeratec dogorește și aruncă un polei cald și rumen pe peretele din față. Tavanul trosnește și zidurile asudă. Leana, cu picioarele goale până la genunchi, se părpălește în gura sobei. Bătrânul a ieșit din pătură și e cald, și îl ia cu fiori. Picioarele îi tremură, e lihnit, îi cere inima o ciorbă ca niciodată în viața lui. Ce pui atâtea lemne? Prea multe lemne, Leanu, n-auzi? Și tot mi-e frig. Prea multe lemne. Mi-e foame. O să dai foc casei. Ah, pâinea nu mă mai satură. Picioarele nu mă mai țin. Oi fi bolnav, răspunse Leana. Să chem pe cineva. Lângă spițerie e un doctor. Să nu calce nimeni în casa mea, strigă hagiul. Cât scrie doctorul pe hârtie, nu plătești cu viața toată. Sunt sănătos, voinic, mai bine ca oricând. Dar voind să umble, căzu pe pat, zicând, oh, da, niciodată n-am fost mai bine. După 3 zile de friguri, hagiul se sculă din pat, uscat și galben, cu ochii duși în fundul capului, cu părul lung și ciufulit. Leana îl întrebă încetişor dacă n-ar vrea ceva. Aș vrea, răspunse trist hagiul. Aș vrea o ciorbă de găină, cu nițică lămâie. Lămâia e scumpă, câteva boabe de sare de lămâie. Și vezi, găina să nu fie prea mare, mică și grea. Pe seară, Leana întinse în mijlocul patului un ștergar. Pe ștergar o strachină cu ciorbă caldă. Aburii se ridică din strachină. O aripă galbenă iese din zeama presărate cu steluțe de grăsime. Pe buzele străchinii, o lingură de cositor. Alături, clondirul, cu 2 degete de vin, cu dop de hârtie.
Hagiul privi cu lăcomie, se șterse pe frunte și zise cu o nespusă părere de rău: ce poftă de copil! Se văzu topind, el, cu mâna lui, bulgări de aur, turnându-i în strachină și sorbindu-i cu lingura. Se apropie de pat, începu să mănânce. Plescăi, își supse gropile din obraj, se încruntă și acoperi ochii cu sprâncenele, se răsti la leana aruncând lingura: una de lemn, asta e coclită! Leana, râvnind la ciorbă și înghițind în sec, ieși afară și aduse una de lemn. Hagiul începu iarăși a sorbi zgomotos, se scutură și scuipă de mai multe ori. Ia ciorba, daci, m-am săturat. Simți pe gât o cocleală acră, sărată, un miros nesuferit. Ia-o, fugi cu ea. Nu vezi, îmi sorb viața. Leana luă strachina și ieși. Hagiul își trânti capul pe o pernă de paie. Trupul lui o flacără. Ce friguri! Sub el se deschisese ca o mare fără fund și se ducea adânc, adânc, tot mai adânc, și pe gât gustul aurului, sângelui viu al aurului. Nefericit părinte, gustase din carnea copiilor lui. Ciorba îi mirosea a aur. Când Leana intră în odaie, el se ridică în coate și strigă: stinge focul, să dai cărbunii și cenușa înapoi. Aruncă ciorba și să dai fulgi și bucățelele înapoi. Vreau banii pe jumătate, dacă nu toți. Și începu să plângă în hohote. Ucigaș nebun, nelegiuit, în veci n-o să te saturi. Leana, înmărmurită, se uită la el. Tocmai atunci s-auzi miorlăind la ușe Cotoiul, tovarășul ei de foame și de tremurat, singura ființă care o mângâie și pe care o mângâie. Leana crăpă ușa. Hagiul se uită speriat și, văzând Cotoiul strecurându-se pe ușe, se răsti: să-i tai coada! Să-i tai coada! O coadă de un stânjen, până să intre, se răcește odaia. Să cheltuiesc eu pentru el? Unde e toporul? Am să-i o tai eu. Se ridică în picioare. Picioarele tremurară, se îndoiră, trosniră din încheieturi. Hagiul se curmă de mijloc, deschise ochii mari și roșii, căscă gura și căzu pe spate. Leana, speriată, fugi afară închinându-se. S-a înnoptat. Ea pândește la ușe. Tremură și inima îi se bate. Ar vrea să intre și spaima că e mort ori nebun o îngheață. Vântul fluieră în strașina casei. Zăpada le-a troienit ușa pe din afară. Întindă e frig și întuneric. Pe la miezul nopții se păru că în odaia hagiului se târăște cineva de-a bușile. Ascultă. Auzi de slușit un sunet de bani. N-a murit, șopti Leana. Banii îi prelungesc viața, săracul nenea Hagiu. Liniștită puțin, dibui pe întuneric clanța de la odaia ei, deschise ușa binișor și se duse să se culce, tânguind încet pe nensul Hagiu. Săracul, ce bogat este! A doua zi, de dimineață, Leana, intrând în odaia Hagiului, îl găsi numai în cămașe, în cămașa sa petec de petec, trântit cu fața în jos pe aur, îngropat în galbeni, cu fruntea pe-un purcoi de lire cu ochii închiși. Cum îl văzu, începu să plângă, dar, ca prin minune, trupul Hagiului se cutremură, banii sunară de-a lungul, de la picioare până la frunte. Săltă capul, deschise ochii stinși și îndreptă ca niște sticle reci asupra Leanei, bolborosind câteva cuvinte nedeslușite. Mușcă în vânt cu gingiile albe și izbuti să slomnească. Nu te uita, închide ochii. Ochii fură, închide ochii. Căscă gura, limba îi se mototoli în gât, capul îi căzu într-o parte, picioarele îi se lungiră, mâinile îi se înfipseră în bani și a dormit de veci, cu ochii deschiși și țintă asupra Leanei. Când l-au scăldat, pe genunchi, pe piept și pe frunte, se vedeau rotocoale de bani și i-au rupt ploapele de sus și ochii lui spăimântați nu s-au închis. Leana l-a îngropat cu alai mare. 10 popi, arhiereu, oranist, colivă, steagul bisericii Troița, flori, lumânări, zăbranice. Leana privind zicea: ce frumusețe, bine de el!
La capul lui mergea Lena. După ea, câțiva bătrâni cu ctitorul la mijloc. Unul din bătrâni întrebă pe ctitor: câți bani a lăsat? 1 milion, răspunse ctitorul. Cât face 1 milion? 1 milion? De 10 ori cât 100 de mii. Săracul Hagiu! Dacă ar vedea el cum se cheltuiește cu mormântarea lui, ar muri, răspunse unul din bătrâni. Și oranistul, cletănându-și ceaprazurile de fir, intră în curtea bisericii. Mai multe glasuri s-auziră în depărtare. Veșnica lui pomenire!